Salut! Sunt Marcel Cristocea și astăzi vom pune blendere la lucru pentru a realiza diverse portrete în oraș. Haideți să vedem ce putem face. Modelul din această seară, același Tudor Cristian. În primul caz vom folosi acest tâlp de iluminat și o blendă pentru a umple zona de umbră. După cum puteți observa, se luminează foarte frumos fața. În acest caz folosim ca sursă de lumină farurile de la mașină. Ne ajutăm de o blendă de difuzie pentru a obține o lumină mai soft și cu încă o blendă pentru reflexie pentru a lumina partea opusă a fundului. În acest exemplu folosim ca sursă de lumină acest proiector. După cum puteți observa, partea dreaptă a feței este foarte întunecată și vom folosi o blendă pentru a o lumina. Blenda pusă pe reflexie ne ajută să umplem zona de umbră foarte frumos. Acum o să folosim același proiector pentru lumina de contur, iar cu blenda o să luminăm fața modelului.